Criza. Afară vremea s-a făcut frumoasă. Flori de cireș sunt gata să apară. Adie vântul. Noi stăm tot în casă. Și în templu nu scântări de primăvară. Vedem și noi cu toți că nu e bine. Și în fiecare zi simțim cum doare. Plătim tributul care se cuvine inconștienței noastre milenare. Am renunțat subtil la rațiune. Trăim cum vrem și consumăm de toate. Nu vrem să știm ce Biblia ne spune. Și virus, sida, Ebola și moarte. Angoasa cuprins închingi pământul, sistemul sanitar e depășit, se răspândește virusul ca vântul și omenirea a înnebunit. Cu CRISPR-Cas metode s-au fălit savanții în genetică scorțoși. Dar virusul minuscul, amărât, îi dovedește azi neputincioși. Și învățăm că ce-a fost scris odată de Dumnezeu, cu mii de ani în urmă, această carantină demodată, e singura salvare la îndemână. Ne lene zilnic să citim Scriptura așa precum făceau odată străbunii, dar prindem ca din zbor învățătura pe care o vântură pe aici, pe colo, unii. Se răspândesc în timp logaritmic minciuni spirituale, fanteziste, pe care cei creduli le agită ritmic ca adevăruri suprarealiste. Și an de an ne raportăm științific la un bilanț în care am constatat că anii se adună matematic, dar noi în caracter nu ne-am schimbat. Din neschimbarea noastră ne-am schimbat, imaginându-ne o altă perspectivă prin care să avem de s-ar putea și cerul și pământul. Deopotrivă, cu acest mixaj de bine și de rău, nu vom putea minți pe Dumnezeu.